Pe lângă munți maestoși sau mări cu ape cristaline, există în lume unele locuri care te fac să crezi că imaginația îți joacă feste. De la lacul roz pastelat din Australia, la o cascadă a cărei apă este roșie ca sângele, aceste destinații sunt doar câteva dintre cele mai ciudate obiective turistice din lume. Cascada sângelui din Australia a fost descoperită în anul 1911 la baza ghețarului Taylor din Antarctica. Numele ei spune totul. Atunci când iese la suprafață, apa se oxidează și se colorează, transformând astfel cascada înghețată în roșu. Inițial, oamenii de știință au crezut că apa este colorată de o specie de alge roșii, însă după mai multe teste s-a stabilit că apa e bogată în oxid de fier. Unul dintre cele mai impresionante și uimitoare fenomene naturale de pe planetă se petrece în insula Java, unde lava unui vulcan care se scurge spre poalele muntelui are o culoare ireală. La prima vedere, acest vulcan pare să fie acoperit de râuri de lavă albastră, însă realitatea este alta. Nu este vorba de lavă, ci de sulf, care în contact cu aerul ia foc și arde cu flacără albastră, iar flăcările pot ajunge până la 5 metri înălțime. O parte din gaz se transformă însă în sulf lichid și curge pe versanții muntelui în timp ce arde, asemănându-se astfel cu lava. Amplasat printre păduri dense de o culoare verde smarald și înconjurat de albastrul profund al oceanului, lacul Hillier din Australia este probabil unul dintre cele mai misterioase locuri din lume. Culoarea roz a acestui lac este un mister, nici până azi oamenii de știință nu au reușit să stabilească de ce. Apa din lacul Hillier nu conține toxine sau substanțe acide, deci nu afectează pielea. Mai mult chiar, apa din lac este îmbuteliată și folosită ca medicament pentru dureri de stomac și indigestii. Mm-hmm.